Viața divertis vă așteaptă să vă distrați în ea. Enumerează, măi! Poftiți, intrați, intrați și vă distrați, avem ditătii. Avem umor de calitate, de râs de cați pe spate. Hai, țări mai șaghi! Viața divertis, Shambhala. Viața divertis, Shambhala. Viața divertis vă așteaptă să vă distrați în ea. Shambhala, Shambhala. Viața divertis, Shambhala. Viața divertis, Shambhala. Bună seara! Bună seara, doamnelor și domnilor! Până acum se credea că pentru un partid important este doctrina, platforma electorală și calitatea membrilor săi. Greșit! Cercetătorii de la Animal Planet au descoperit că ceea ce este ADN-ul pentru animalul obișnuit este sigla partidului pentru animalul politic. Mai bine spus, ce ți-e scris pe siglă ți-e pus. În lumea politică românească există un partid care și-a ales ca siglă doi struguri. Poate mai potrivit ar fi să-și fi ales două găini, una vie și una moartă, da? Mă rog. Ce legătură este între struguri și Partidul Stângii Unite? Numai o minte aburită poate dezlega. De ce zic asta? Priviți reportajul, după care revenim. Ce înseamnă sigla asta nouă a partidului? Sunt Căprin Seme Gheorghe, vicepreședinte la Comitetul Județean Gorj al Partidului Stângii Unite. Ce înseamnă sigla asta? Sigla, deci noua siglă a Partidului Stângii Unite, reprezentând doi struguri. Da. Deci unitate națională. Deci unitate națională a tuturor românilor. Este o siglă de îmbogățire a țării noastre și de aducerea la linia de putere a tuturor treburilor în țară. Nu știu. Ce credeți așa după părerea voastră? Bine, adică înseamnă că, eu știu ce să... Nici nu pot să-mi dau idei ce să... Mița de vie de pe vremea... Nimeni, potă istoriei, este un simbol al României. De ce partidul a ales tema asta? Tocmai a reprezentat libertatea producției agricole a României. Eu asta văd că mirosiți a vin. Dacă avem vița de vie, trebuie să avem și vin. Mi se pare normal. Depinde de conducere, depinde de consiliul, de birou central, trebuie să discutăm. Nu pot eu să iau hotărâri. Avem valori. Avem valori. Nu pot. Deci eu mă abțin. Da, prieteni, să salutăm pe cei trei invitați din această seară. Bună seara, bine ați venit, domnilor. Bună seara. Vă rog să vă prezentați, cum vă cheamă? Mă numesc Irenel Podgoreanu și sunt președintele Partidului Stângii Uimite cu sigla strugurii. Deci președintele Partidului Stângii Uimite. Uimite. Nu, Unite Uimite. Așa. Din care vă rugăm să serviți puțină doctrină. Doctrină. Nu, mulțumesc, nu, eu nu o consum. Hei, ce? Alo, domnul Barosu, domnul Mulirel, măi, Olica, v-ați uitat steculețele, măi. Opriți trenul integral, să ne putem sui și da, noi. Da, băi, nu pleacă, mă, nu pleacă fără noi trenul, nu. Trenul care patinează. Până că ne integrează. Stop! Gata. Vă rog frumos să vă... Aici nu este o emisiune muzicală, nu? Este o emisiune în care abordăm, printre altele, și subiectul legat de partidul dumneavoastră. Da? Hai să vorbim despre Partidul Stângii Uimite. Da? Uimite. De ce îi spune Partidul Stângii Uimite, domnul președinte? Îi spune uimite pentru că după ce ne trezim după ședințele de partid, suntem uimiți de ce s-a mai întâmplat în timp în politica românească. Vorba lui domnul Văcărăiu. Ce se întâmplă? De ce sunt tot eu al doilea om în stat mereu? Adică, ce se întâmplă? Părerea mea. Eu acum lui. Pot să spun așa. Lui, acum înțeleg de unde vine uimirea.
Dar de ce stânga? De ce nu dreapta? Deci să o luăm tot pe filtrul, pe filul pe logic. Luați-o pe unde vreți, dar mai repede, da? Hai, mai repede. Deci pe filul drept. Pe filul drept, al, da. Adrianic. Pe filul Adrianic. Ariadne, da. Ariadne. În cazul meu, de exemplu, este de stânga pentru că dreapta e ocupată de cuparul. Domnul președinte. Atenție un pic la mine. Aici, 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 aici. Așa, domnul președinte. Cu astfel de oameni vreți să convingeți dumneavoastră cetățenii că partidul stângii uimite e un partid serios? Cu ăștia care se împleticesc la fiecare două vorbe? Da. Da, pentru conform tradiției politice românești, din 89 încoace, toate partidele care au ajuns la putere s-au împleticit imediat la guvernare. Așa? Până când au căzut în sondaje sub masă. Până au căzut sub masă în sondaje. Polenică, polenică. Noi am venit cu sinceritatea. Cu sinceritate. Noi ne împleticim de la început. Ca să nu fie nicio problemă. Polenică. Da, polenică. Te rog eu, servește pe domnul cu niște doctrină. Nu, polenică. Acum îi dau platformă. Platformă. Luați niște platformă. Domnul a zis că nu deau, nu. Mulțumesc foarte mult. Deci, aia prima a fost doctrina, asta e platformă, esență, băi, nu mă interesează, tare, nici platforma, nici deci, doctrina, nu vreau, mă. Îmi pare rău, deci nu vreau, nu, vă rog frumos, ziceați că pe el îl cheamă Molănică, da? Molănică Gabor. Molănică Gabor. Și dumneata ești Irinel Podgoreanu. Irinel și Molănică Gabor. Asta, la asemănare cu alte două personaje, ce da. De fapt n-aveți nicio legătură cu Irinel Columbeanu și cu Monica Gabor, nu? Nimic. Vreau să vă spun o glumă cu Irinel și Molănică? Da, ia zi, zi. No comment! Asta e gluma, da? Nu asta comment. E gluma, da? Nu comment. Domnilor, părerea mea este că ați făcut partidul ăsta de pomană, n-are niciun rost. De ce spun asta? Stai să vezi. Dacă prin absurd v-ar alege lumea și ați intra în Parlament peste câțiva ani, vă dați seama că la beția din capul vostru s-a rădăugat și beția puterii? Vă dați seama ce ar fi în mintea voastră? Vreți să vă spun ceva legat de treaba asta? Zi. Greșit. Păi de ce e greșit? Pentru că nu se poate urca puterea la cap. Dar de ce nu ți se poate urca puterea la cap? Pentru că nu este loc. Capul nostru e plin. Doctrina! Petan! Doctrina! Ce? Ia-mi pleacă! Iar pleacă trenul? Nu pleacă, băi, niciun tren, că nu ești în gară. Nu ești în gară. Băi, nu pleacă trenul, nu ți-am zis. Trenogara, trenogara, poate-i de-a-n-o. Aoleu! Pleacă-i de-a-n-o.